cu doar o săptămână înainte de începutul noului an școlar, după ce 100 de intelectuali au cerut lui Sorin Câmpeanu modificarea radicală a proiectelor legilor educației, acum și profesorii îi cer președintelui Klaus Iohannis demiterea urgentă a ministrului Sorin Câmpeanu și retragerea proiectului printr-o petiție publică. De click, aceasta este petiția, a adunat până în acest moment peste 26.000 de semnături. Este un subiect pe care îl discutăm chiar cu ministrul educației, Sorin Câmpeanu. Domnule ministru, bună dimineața! Bună dimineața! Și Ștefan Vlaston este expert în educație. Domnule Vlaston, de asemenea, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună dimineața! Domnule ministru, o să încep cu dumneavoastră, pentru că la dumneavoastră se referă această petiție. Îi se solicită președintelui Klaus Iohannis, care este autorul proiectului România Educată, demiterea dumneavoastră de urgență, retragerea proiectelor legislative ale Ministerului Educației, și sunt o serie de acuzații acolo, printre care că mimați o reformă a învățământului și că nu v-ați preocupat de pregătirea anului școlar, de furnizarea de manuale, și critici foarte dure la adresa acestor proiecte care vizează legile educației, reforma în educație. Cum răspundeți? Deci, orice petiție este un drept cetățenesc constituțional ce trebuie să fie respectat. Cetățenii au dreptul să facă aceste petiții pe orice temă. Au fost teme care au adunat multe sute de mii de semnături. Deci este un drept pe care, repet, îl au și este foarte bine să fie exercitat. România Educată este o reformă care trebuie făcută, despre care discutăm de peste 6 ani și jumătate. Eu am datoria să explic ce se întâmplă cu privire la aceste proiecte de lege ale educației. În momentul de față centralizăm multe mii de amendamente. Au fost propuneri foarte bune, rezultate pe parcursul celor 43 de zile de dezbatere, pe parcursul celor 75 de întâlniri în cadrul acestor dezbateri, și astăzi voi anunța un stadiu intermediar al preluării acestor propuneri. Repet, multe dintre ele constructive, care fac din proiectele legii educației care au fost lansate în dezbatere proiecte și mai bune, care proiecte vor fi înaintate Parlamentului. Noi ne ocupăm, chiar în acest moment, am ieșit dintr-o întâlnire a Comisiei pentru Dialog Social, în care discutăm subiecte precum admiterea în liceu, precum modul de acordare al burselor elevilor. Am crescut bugetul de bursă anul acesta la rectificare cu 300 de milioane de lei. Discutăm modul de organizare a examenului național de bacalaureat 2023. Discutăm de asemenea lucruri care țin de pregătirea școlilor. Mâine dimineață vom avea o întâlnire cu toți prefecții și cu toate inspectoratele școlare județene pentru a vedea stadiul pregătirii școlilor. La întâlnire va participa și premierul României. Deci sunt lucruri cu care, pe care noi le avem în vedere la Ministerul Educației în acest moment. Petițiile, sigur că da, așa cum am spus, sunt un drept cetățenesc, trebuie respectat, trebuie să se urmeze cursul. Noi ne ocupăm cu reforma în educație, centralizăm toate propunerile pe care le apreciem ca fiind în sensul îmbunătățirii proiectelor de lege și le vom avansa Parlamentului, care la rândul lui va lansa o dezbatere. Pentru că Parlamentul este cel care adoptă legile, nu Ministerul Educației. Domnule ministru, de această dată vorbim despre o petiție elaborată de profesori. Când a apărut în spațiul public acea scrisoare deschisă semnată de 100 de intelectuali, dumneavoastră v-ați referit și la cifre. Ați spus 100 versus cât? Amintiți-mi cifra. Da, numărul cadrelor didactice. Iertați-mă, nu știu cum puteți afirma faptul că sunt 26.000 de profesori. Nu, sunt 26.000 de semnături pe această, da, petiție. Da, și ați spus că sunt profesori. Eu mă îndoiesc că sunt 26.000 de profesori care au semnat petiția. Dar, repet, pot fi. E un drept cetățenesc. Domnule Vlaston, ajutați-ne să înțelegem în ce măsură această petiție reflectă nemulțumirile din rândul cadrelor didactice. Dar nu este obligatoriu, e posibil să fie semnată această petiție și de părinți, și de studenți, și de elevi din clasele mari. Și atunci, dacă ei să cităm din petiție, vedem că spune așa: credem că legile trebuie retrase de urgență și refăcute cu o echipă cu legitimitate publică sporită, condusă de un ministru competent și integru profesional care se poate coopera cu succes cu specialiștii din țară și din diaspora în domeniul educației. Tot ce s-a întâmplat este că aceste legi au fost făcute în interiorul Ministrului Educației, fără niciun fel de transparență, de o echipă restrânsă, probabil câteva persoane,
și apoi când au fost anunțate public s-a constatat că sunt foarte multe lucruri contestabile și contestate în aceste legi. Aici este problema, iar faptul că domnul ministru spune că vor fi rectificate și updatate astfel încât să mulțumească pe cei care au adus contestații, nu stă în picioare, pentru că există un eșafodaj acolo, există o coerență internă acestor legi și dacă schimbi câteva zeci de articole, se duce toată această coerență internă și nu mai funcționează legea. Și e problema și de ce 150 de specialiști până la urmă, de oameni de cultură, de personalități, citesc printre ele pe Mircea Mihlea, Lazar Vlășanu, Gabriel Iceanu, Manolescu, Andrei Cornea, Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice. S-au adăugat apoi academicianul Eugen Simion, Mircea Martin, Teodor Paleologu, Adrian Papahagi. Toți aceștia, domnul ministru, pe toți aceștia, domnul ministru îi califică că nu ies cu nimic în evidență din perspectiva educației sau a caracterului intelectual și că reprezintă un grup de interese. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa și atunci aici a fost greșeala fundamentală, că totul a fost făcut în secret și când a apărut în spațiu public a strânit nemulțumiri din partea universitarilor, din partea părinților, a profesorilor, iar ideea pe care o spune domnul ministru că 150 versus 23.000 de universitari, dar de unde știe dânsul că ceilalți 23.000 de universitari sunt de acord cu legile, că n-a făcut nimeni niciun sondaj. Doar că au tăcut. Nu înseamnă că toți cei care tac dau girul acestor legi. Și de unde știți că sunt de acord? Dar dumneavoastră de unde știți că nu sunt de acord? Sau că sunt de acord? Vedeți? Deci păi, asta trebuie să ne ocupăm. Dumneavoastră presupuneți ceea ce vă convine, ceea ce nu-i deloc corect. Deci, în momentul de față eu mă ocup cu lista olimpicilor pentru care premiile trebuie să fie crescute, pentru lista elevilor care au obținut nota 10 la evaluare naționale și la bacalaureat, pentru ca aceștia să poată beneficia de premii. Luăm în considerare toate propunerile constructive și în rest sunt subiecte care, dacă vă mai pot ajuta cu ceva... Da, vă rog, rămâneți alături de mine pentru că sunt câteva puncte acolo care subliniază problemele din cadrul acestor legi ale educației care vor reforma în învățământul românesc. Această petiție despre care vorbim, domnule ministru, spun așa semnatarii petiției că sunt lipsite de coerență, că vor crea haos și blocaj în sistem, că au fost elaborate fără consultarea experților în educație din marile universități. Consultările au fost în perioada vacanței și a concediilor de odihnă. Durata a fost, și aici citesc, disprețuitor de scurtă. S-au făcut cu oameni agreați de ministru în medii controlate. Sunt doar 5 dintre cele 10 puncte care sunt în textul acestei petiții. Să vă răspund. Da, vă rog. De aceea durata, suntem în legătură directă. Durata este cea legală din perspectiva legii 52. Aș vrea ca acești critici să-mi ofere exemple de legi care au beneficiat de o durată mai mare și de un număr de dezbateri mai mare. Eu nu cred că vor oferi exemplu de lege care a fost dezbătută o durată mai mare de timp. Cât despre perioadă. Deci anul trecut am avut criză sanitară, nu era un moment propice. Apoi am intrat în sărbătorile de iarnă. Nu erau potrivite aceste zile pentru dezbatere. Apoi am avut în februarie criza din Ucraina, apoi sărbătorile pascale, apoi am avut începere și pregătire examene naționale. Niciodată nu e un moment potrivit. Repet, este o dezbatere care va continua. Ministerul Educației este autoritatea națională de reglementare în domeniul educației. Ministerul Educației are datoria să întocmească acest proiect de lege. A spus că nu au fost consultați. Vreme de 5 ani și jumătate în România educată, eu știu că au fost consultați toți experții în educație. Mai mult decât atât, pe parcursul acestor dezbateri care nu au fost nici de cum controlate, în care ne-am consultat cu organizații non-guvernamentale, nu cred că pot fi controlate, nici asociațiile studențești, nici asociațiile elevilor. Nu pot fi controlați nici reprezentanții mediului economic. Am avut pentru Coaliția pentru Dezvoltarea României, cu One Voice, am avut dezbateri cu un public extrem de critic. La toate aceste lucruri am participat încercând să explicăm că este o reformă ce trebuie făcută, înțelegând în același timp frica de schimbare, care este un sentiment normal. Dar avem datoria să explicăm aceste lucruri, să le abordăm cu responsabilitate în cadrul Ministerului Educației și mai apoi să fie transmise spre dezbatere în Parlament. Va fi și acolo o dezbatere parlamentară, pentru că, repet, Parlamentul este cel care adoptă legile, iar Ministerul Educației este cel care trebuie să elaboreze aceste legi.
care au fost într-adevăr elaborate la nivel de proiect in-house și asta este un lucru absolut remarcabil, că nu am utilizat milioane de euro consultanță pentru a elabora proiecte de lege. In-house, dar spuneți dumneavoastră, cei din petiție, cei nemulțumiți spun că au fost elaborate în mediu controlat de oameni agreați de minister și că nu s-au consultat cu specialiști. Atenție, 5 ani și jumătate au fost consultați toți specialiștii în științele educației. Apoi, în luna iulie 2021, am avut raportul final România Educată. Proiectele legilor educației se bazează pe raportul final România Educată, care a beneficiat de consultarea acestor specialiști. După consultarea specialiștilor, Ministerul Educației este cel care trebuie să întocmească, trebuie, are datoria, este obligat să întocmească proiectele legilor. Deci, domnule ministru, dacă au fost făcute aceste consultări pe parcursul ultimilor 5 ani, cum vă explicați că apar acum nemulțumiri și acuzații legate de prevederi grave care vor arunca învățământul românesc în trecut? Aceste legi vor fi sursă de inegalități, discriminare, nu sunt în interesul copilului, încurajează ruperea sistemului școlar între cei privilegiați și restul societății care e condamnată la sărăcie și excluziune. Vă mulțumesc că promovați aceste abordări care există, pe care trebuie să le respectăm și cărora trebuie să le răspundem. Încercăm să înțelegem, dacă s-au făcut consultări, de ce apar genul acesta de nemulțumiri care sunt foarte grave? Deci demiterea unui ministru, spre exemplu, este un obiectiv al oricărui partid din opoziție. Am dat un exemplu. Noi, repet, și cu asta o să-mi permite să mă retrag, pentru că, într-adevăr, trebuie să pregătim începerea anului școlar. Trebuie să pregătim criteriile de acordare a burselor. Masa caldă este un lucru extrem de important. Extinderea programului masă caldă s-a dublat și vrem să beneficieze un număr cât mai mare de elevi, apropo de echitate. Și de altfel, ambele legi, ambele proiecte ale legilor educației se bazează în primul rând pe asigurarea echității. Sunt 5 principii de bază care stau la baza, care sunt criterii de aderare ale României la OECD. Aderarea României la OECD este al treilea criteriu în ordinea importanței după aderarea la Uniunea Europeană și NATO și se bazează pe aceste principii de asigurare a echității, la fel ca și pachetul legislativ România Educată. El trebuie doar citit. Dacă se poate să fie citit cu bună credință, este foarte bine. Domnule ministru, vă rog, puteți să mai rămâneți un minut și jumătate alături de noi, pentru că puțin mai devreme la știrile dimineții l-am avut într-o legătură directă pe președintele Asociației Comunelor Emil Drăghici, care și-a exprimat nemulțumirea, supărarea tot pe dumneavoastră. Dați-mi voie să difuzăm un fragment și să vă dau dreptul la replică. Da, sigur, da. Limpede, întotdeauna când vorbești de 6-7 ani de acasă, nu te poți gândi decât la educația primară. Și eu am spus puțin mai înainte același lucru. Aici v-aș ruga să aveți în vedere că este pentru prima dată când un ministru al educației uită că există autorități locale ca parte a procesului de educație la nivel local. Deci pe domnul ministru Sorin Câmpeanu sunteți supărați, domnule Drăghici? Nu sunt supărat. Sunt supărat că își bate joc de învățământ, de educație din România. Cum n-a făcut-o niciun alt ministru. Școlile, grădinițele sunt ale comunelor. Ori nu poți să ai proces de învățământ sănătos fără cooperare, o colaborare a directorului școlii. Și primarii sunt supărați pe dumneavoastră, domnule Câmpeanu. Cum răspundeți? Și de ce sunt toți acești oameni supărați pe dumneavoastră? Da, răspunsul și-l poate da fiecare. Este vorba de o consolidare a colaborării între școală și autorități locale. Este vorba de sprijin pentru ca autoritățile locale să aibă buget din sume defalcate TVA pentru asigurarea burselor. Este vorba de o lege care are un articol prin care se crește de 4 ori costul standard per elev pentru cheltuieli materiale, pentru ca aceste școli să beneficieze de finanțare, asta în parteneriat cu primăriile, pentru că bugetul pentru burse este prevăzut a crește de 10 ori față de anul 2020, când aveam un buget de burse de 270 milioane de lei plătit pentru prima oară de la bugetul de stat. Iar proiectul acestei legi în dezbatere propune să fie 2,7 miliarde de lei bugetul de burse, deci de 10 ori mai mare, pentru că sunt extrem de multe măsuri care se constituie într-un sprijin real, un mecanism eficient, pentru ca, mai ales în mediul rural, dar nu numai, elevii să aibă acces la o educație de calitate. Pentru ca să-i resurse
pentru că principiile din proiectul celor două legi trebuie însoțite de instituții și de mecanisme, dar și de resurse financiare. Aceste resurse financiare sunt alocate pe două căi majore, bugetul Ministerului Educației și bugetele autorităților locale. În momentul de față avem 30 de miliarde de lei bugetul Ministerului Educației și 11 miliarde de lei bugetele altor instituții, între care autoritățile locale sunt cele mai significative. Autoritățile locale sunt și vor avea o legătură consolidată prin intermediul acestor proiecte. Sunteți acuzat de aroganță, domnule ministru. Și citeam asta inclusiv în textul acestei petiții și din discuția de mai devreme cu domnul Drăghici. Sunteți un ministru arogant cu cei cu care colaborați? Din punctul meu de vedere, nu. Sunt un ministru care explică cu perseverență orice lucru este de interes în domeniul educației și cu argumente, perseverență și argumente. Dacă acest lucru este interpretat, îmi spuneți, eu cred că ar fi fost potrivit acest calificativ dacă nu aș fi răspuns public oricăror întrebări ce sunt de interes pentru domeniul educației, așa cum am făcut-o și la dumneavoastră în această emisiune. Da, și vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. De asemenea,